rog să deschideți în Isaia, la capitolul 6 și vom citi Sfântul Cuvânt de la versetul 1. În anul morții împăratului Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poala mantiei lui umpleau, poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 ani. Cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele și cu două zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor. Tot pământul este plin de mărirea Lui. Se zguduiau ușiorii ușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnul oștirilor. Dar unul din serafim a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână pe care luase cu cleștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. El a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Amin. Amin. Doamne Iisuse, cuvântul Tău este sfânt și veșnic. Amin. Cuvântul Tău este de sus. Amin. Și pentru a-L înțelege, avem nevoie de putere de sus. Amin. De aceea te rugăm în următoarele minute, dă-ne puterea de sus. Amin. Duhule Sfânt, deschide-ne mintea, inima, urechile, dar Doamne, deschide-ne și Scriptura. Amin. Și mulțumim, Doamne, că noi vom pricepe cuvântul Tău. Mulțumim, Doamne, că Tu ne vorbești, Doamne, însă noi nu suntem din aceia care nu înțelegem. Mulțumesc că Tu ne vorbești și noi înțelegem. Mulțumesc că Tu ne vorbești într-una și noi pricepem. Dă-ne, deci, cuvântul Tău, prin Duhul Tău, prin Harul Tău, spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin! Amin! Vă rog să ocupați locul. Unul dintre lucrurile cele mai importante pe care trebuie să le facem în viață, când trecem prin durere, este să venim în casa lui Dumnezeu. Cuvântul Sfânt ne spune în textul pe care l-am citit și este sublim pasajul acesta, spune, în anul morții împăratului Iozia, când toată țara era în durere, era cernită, când toată țara îl plângea încă pentru că Iozia a fost un împărat foarte bun și un om foarte duhovnicesc, a murit și și-a făcut Isaia, care și el era în doliu și era cernit, în anul morții împăratului Iozia și și-a făcut omul ăsta. S-a dus la casa de rugăciune. Și spune, în anul morții împăratului Iozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt. Și spune, poalele mantiei lui umpleau templul. Vreau să vă spun ceva, frați și surori, doamnelor și domnilor care ascultați mesajul pe internet. Când ești în necaz, când ești în durere, când ești cernit și nu înțelegi de ce se întâmplă ce se întâmplă în viața ta, vino în casa lui Dumnezeu. Asta este ceea ce a făcut un om înțelept al lui Dumnezeu, care era profet. Nu avea toate răspunsurile. Nu înțelegea de ce Dumnezeu l-a luat pe omul ăla, pe împăratul ăla duhovnicesc și în locul lui a venit un altul prăpădit. Nu înțelegea de ce omul ăla neprihănit a trebuit să moară și să meargă în cer. Însă când nu înțelegea și când era în disperare, profetul Isaia s-a dus în templul lui Dumnezeu. Și acolo în templul lui Dumnezeu, necăjit și confuz, și cu fel de fel de întrebări care încep cu de ce? De ce? De ce? De ce? Dumnezeu i s-a arătat. În această dimineață, frați și surori și stimați ascultători, mi-a pus Dumnezeu pe inimă un mesaj pe care îl consider necesar, fundamental, obligatoriu și vital pentru fiecare dintre noi,
care facem parte din Biserica lui Iisus Hristos. Mesajul acesta este vital pentru toți aceia care ne îndreptăm spre cer. Pe câți dintre dumneavoastră vă interesează cerul, vă rog să ridicați o mână. Vă rog, puteți și două. Ca să fiți un pic mai hotărâți. Însă să fiți atenți. Dacă n-ați ridicat mâna, vă spun de acum condoleanțe veșnice. Dacă n-ați ridicat mâna, dacă sunteți atât de neprigăniți și n-ați ridicat mâna, vă spun încă o dată condoleanțe veșnice. Însă pentru cei ce ați ridicat mâna, vă spun așa. Că dacă ne interesează cerul, pe pământ vom mai avea de stat câțiva ani. Unii câteva zile, alții câțiva ani, alții câțiva zeci de ani. Atât cât Dumnezeu m-a îngăduit. Însă să vă dau vestea bună. După lumea aceasta, urmează lumea cealaltă, care este împărțită în două mari categorii, dacă vreți, în două mari lumi. Lumea de dincolo este împărțită în alte două mari lumi. Este împărțită între cer și iad. Între împărăția lui Dumnezeu și unde este plânsul și scrâșnirea dinților, acolo în iad. Dumnezeu să ne ferească de plânsul și scrâșnirea dinților. Însă vreau în această dimineață, în următoarele câteva minute, să vă spun ceea ce Dumnezeu mi-a dat să vă spun în această dimineață. Mesajul a numit așa, lecții celebre despre închinare. Lecții celebre despre închinare. Am descoperit o șmecherie diabolică foarte subtilă. Diavolului, și vreau să nu uitați mesajul din această dimineață dacă vă interesează cerul. Diavolului tare îi convine să fim închinători. Dar nu-i adevărați. Vrășmașului tare îi convine să vii la biserică, dar să nu te închini. Vrășmașului tare îi convine și îi place să fim închinători, dar să fim închinători falși. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Știți care este problema cu care ne confruntăm astăzi în biserica creștină? Că suntem ortodoxi, catolici, baptiști, protestanți, carismatici, luterani, creștini după Evanghelie. Știți care este problema cu care ne confruntăm? Prea mulți dintre noi ne închinăm, dar nu ne închinăm bine. Prea mulți dintre noi ne închinăm, dar ne închinăm fals. Prea mulți dintre noi venim la casa de rugăciune cu intențiile cele mai bune. Și eu mă gândesc că în această dimineață toți suntem aici cu intențiile cele mai bune și am venit tocmai de dragul lui Dumnezeu. Amin. Doamne, ajută-ne la aceasta. Însă, tocmai când este vorba de închinare, vă atrag atenția la o păcăleală pe care vrășmașul tinde să o inoculeze în viețile noastre și în ființele noastre. Și dacă diavolul reușește să ne păcălească la capitolul închinare, dacă vrășmașul reușește să ne păcălească aici, la închinare, pe nesimțite, fără să ne dăm seama, din casa de rugăciune, liniștiți și liniștit, putem ajunge exact în iad. Și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Știți cum este închinarea falsă? Este foarte diabolică pentru că este subtilă. Pentru că tu treci prin tot ritualul închinării, dar de fapt nu te închini. Știți cum este închinarea falsă? Ca a famenului etiopian. Ăla s-a dus la templu, la Ierusalim și s-a închinat și a plecat din templu, de la Ierusalim, din închinare, în carul lui și-a cumpărat și o Biblie de la templu din Ierusalim, după ce s-a închinat și s-a urcat în carul lui, în mașina lui de serviciu, s-au urcat în mașina lui și fiți atenți, după ce a trecut din închinare și prin închinare, tot neînchinat era. El trecuse prin filierul închinării, prin ritualul închinării. Dar nu înțelegea ce s-a întâmplat, nu înțelegea ce este închinarea, și nici nu s-a schimbat nimic în viața lui. Norocul lui, a zis cineva, norocul nostru cu Domnul Iisus. Și acum să zic norocul lui, că Dumnezeu însă le iese în față celor ce-l caută pe el. Omul ăsta a trecut prin filiera și ritualul închinării, dar era netransformat. Ați observat din când în când că există închinare fără transformare? Asta îi convine diavolului, fraților, surorilor, tinerilor, băieți, fete. Închinare fără transformare, aia este cea mai mare păcăleală.
Și dacă vrășmașul reușește să ne păcălească aici, ne-am ars. Că în iad ne arde. Doamne, însă învață-ne cum este închinarea autentică. Ei, despre asta aș vrea să învățăm în această dimineață câteva adevăruri, lecții celebre despre închinare. Ca închinarea să fie autentică, ea trebuie să fie o închinare transformatoare. Amin. Vă atrag atenția, surori și frați, că suntem unii dintre noi baptiști și pocăiți de ani și de zeci de ani. Însă în același timp vă spun înaintea lui Dumnezeu și cu toată autoritatea pe care Duhul lui Dumnezeu mi-a dat-o în această dimineață. Închinarea autentică întotdeauna transformă. Dacă închinarea pe care tu o aduci înaintea lui Dumnezeu nu te transformă, înseamnă că este o închinare greșită. Este o închinare falsă. Închinarea autentică este închinare care mă transformă după chipul și asemănarea Domnului nostru Iisus Hristos. Însă, ca închinarea să fie autentică, ea trebuie să conțină 5 ingrediente și aș vrea să vi le notați pe astea în această dimineață. Dacă nu ai hârtie, scrie cu pixul pe mână aici, pe palmă. Dar scrie. Să nu cumva să uiți, însă te rog în numele a ceea ce ai mai scump, mai sfânt și mai sacru, să nu uiți aceste 5 ingrediente care neapărat trebuie să fie în viața noastră a tuturor. Ele sunt mai multe ingrediente ale închinării care formează închinarea adevărată și autentică, însă eu vorbesc în această dimineață doar despre 5. Însă înainte de a arăta care sunt aceste 5 ingrediente ale închinării reale, autentice, vreau să vă spun că în Noul Testament Domnul Iisus ne vorbește despre alte două ingrediente ale închinării autentice. În Ioan, la capitolul 4, vorbește cu o femeie frivolă și ușoară. Și acestei femei Iisus Hristos îi spune cel mai mare adevăr al vremii și spune că închinarea adevărată este în Duh și în adevăr. Dar acum, așa este. Însă hai să vedem cum este închinarea în Duh și în adevăr. Cum este, fraților și doamnelor și domnilor, închinarea în Duh și adevăr? Ei, închinarea în Duh și adevăr are 5 ingrediente. Numărul 1. Admirația. Închinarea în Duh și în adevăr conține primul ingredient în închinarea autentică, în Duh și în adevăr, este admirație. Dar cum am citit textul acesta din Isaia, capitolul 6, și este sublim. Și sunt multe alte texte în Cuvântul lui Dumnezeu care ne vorbesc despre închinarea autentică. Acum, ce trebuie să învățăm fiecare dintre noi este asta. Închinarea autentică, dacă nu are în ea admirație, nu închinare. Dacă în închinarea mea nu există admirație pentru Dumnezeu, aia nu este închinare, ci poate să fie un ritual, poate să fie o chestiune religioasă care nu-L atinge pe Dumnezeu sub nicio formă. Adevărul este că doar atunci când închinarea începe să capete calitatea de admirație față de Dumnezeu, și înaintea lui Dumnezeu, abia atunci închinarea devine autentică. Închinarea care nu îl are pe Dumnezeu admirativ în viața mea. Închinarea care nu are în ea calitatea admirației sau calitatea admirării este o caricatură. Și putem să facem eforturi maxime. Dacă în închinarea mea nu există calitatea admirației față de Dumnezeu, avem o închinare falsă. Avem o închinare de tip caricatură. Începem să creștem în omul din lăuntru. Începem să creștem când închinarea mea trece de la faza de mulțumire, fraților, la faza de admirație. Acum, eu deja de câteva vreme sunt realmente pasionat, de câțiva ani buni, sunt tot mai pasionat să descoper cum este închinarea adevărată.
Pentru că nu vreau să mă las păcălit de diavolul și Dumnezeu să ne ferească, să ne ferească pe toți de păcăleala asta, foarte subtilă și foarte perversă a vrășmașului. Însă, când în închinarea mea, calitatea admirației începe să devină cât mai majoritară, înseamnă că închinarea mea începe să fie plăcută lui Dumnezeu. Când inimile noastre se înalță spre Dumnezeu, apreciindu-L pe Dumnezeu, începem să gustăm plăcerea sfântă a închinării adevărate. Închinarea adevărată, fraților, trebuie să ne facă niște admiratori ai lui Dumnezeu. Uitați-vă la Isaia. Și, pe urmă, duceți-vă inclusiv în textul care s-a citit la rugăciune în această dimineață. Pe urmă, duceți-vă în Apocalipsa. Și când vom începe cartea Apocalipsei să o citim, și, pe urmă, în toate capitolele din Apocalipsa, când este vorba de închinare, acolo ni se deschide cerul și veți vedea cum este închinarea adevărată. Închinarea adevărată, un prim ingredient în închinarea adevărată este admirația față de Dumnezeu. Unul dintre lucrurile care asta o fac sfinții în cer. M-aș bucura, dacă ați avea curiozitatea, în cadrul acestei zile, 3 minute, 5 minute, când alergeți acasă după ce ați mâncat, înainte de a mă odihni. Să vă duceți în Apocalipsa, în capitolul 7, în capitolul 1, formă în capitolul 7, formă prin capitolele 19, 20, 21, 22, să vedeți cum este închinarea adevărată. Ea conține admirație. Ea conține admirație. Când Isaia a ajuns în templul lui Dumnezeu și i s-a deschis cerul și l-a văzut pe Dumnezeu, el a rămas uimit de ceea ce i se înfățișea în fața ochilor lui. Și a devenit dintr-o dată plin de admirație și, pe urmă, citiți în Apocalipsa, capitolul 7, îi se deschide cerul înaintea lui Ioan și când vede ceea ce se întâmplă cer, omul acesta dintr-o dată devine și el admirativ. Și calitatea admirației începe să devină profundă în viața lui și începe să devină majoritare în viața lui și admirația începe să-i conducă viața. Doamne, ajută-ne la aceasta. A doua calitate care neapărat trebuie să fie în închinarea noastră este reverență. Prima este admirație. A doua este reverență. Putem învăța lecția reverenței din Isaia capitolul 6. Și zice, în Isaia capitolul 6, auziți ce vede Isaia, spune, serafimii stăteau înaintea lui Dumnezeu, care este Domnul oștirilor, și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul către altul. Ăștia, sfinții ăștia, duhurile astea slujitoare, care sunt în împărăția lui Dumnezeu, în cazul acesta, serafimii și heruvimii, învățăm de la ei lecția reverenței înaintea lui Dumnezeu. Și apropo, în cer, o să fim non-stop înaintea lui Dumnezeu și o să-L și vedem. Știți care este problema? De ce unii dintre noi nu avem admirație și nu avem reverență față de Dumnezeu? Că nu-L vedem. Și pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu cu ochii fizici, intrăm în probleme. Pentru că nu-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El, sau nu vrem să-L vedem pe Dumnezeu așa cum este El, din cauza aia aducem o închinare pe care Dumnezeu nu o primește și nici nu are nevoie de ea. Când lui Isaia s-a deschis cerul, a văzut cum este închinarea adevărată și a văzut că toți serafimii și heruvimii se închinau înaintea lui Dumnezeu cu toată reverența. Deci își acopereau ochii, fața, că totul era acoperit înaintea lor, pentru că stăteau înaintea lui Dumnezeu, serafimii stăteau înaintea lui Dumnezeu și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acopereau fața, cu 2 își acopereau picioarele, cu 2 zburau. Și strigau, Sfânt, Sfânt, Sfânt! Este Domnul. Știți care este una dintre problemele mari pe care le avem? Este că nu reușim să Îl vedem pe Dumnezeu așa cum este. Și din cauza aceasta, închinarea noastră nu reușește să devină o închinare plăcută înaintea lui Dumnezeu. Serafimii se închinau înaintea lui Dumnezeu cu tot respecta, cu tot respectul și cu toată reverența. Și ce este reverența? Este un lucru esențial și frumos. Reverența.
Reverența însă se întâlnește atât de rar în viețile noastre atunci când suntem în afara casei lui Dumnezeu. Uneori, chiar când venim în casa lui Dumnezeu, nu suntem reverențioși înaintea lui Dumnezeu. Păi fii atent, vii în casa lui Dumnezeu, vă dau exemple de irreverență. Am predicat zilele trecute într-o localitate lângă Timișoara la o evanghelizare. Și toată seara, în timp ce am predicat, am fost foarte tulburat. Predicam, dar eram tulburat. De ce? În fața mea erau trei tineri, care tot timpul cât am predicat, textuiau. Făceau texting. Adică, nu așa făcea. Bine, nu citeau Biblia de pe telefon, să știți că nu aia făcea. Trimiteau mesaje și doi vorbeau între ei. Și m-am gândit așa, dacă mă opresc și le atrag atenția, stric toată seara aici. Mai bine numai pe mine să mă tulbur. Și ce stea în aia? Irreverență. Ei au venit la evanghelizare. Se rugau, Doamne, mântuiește. Prostii și povești. Și ei trimiteau SMS-uri de la unul la altul. Rușine. Fraților, aia este irreverență. Sau să vii în casa lui Dumnezeu și gândul să-ți fie aiure. Adică eu predic sau altcineva predică. Sau eu știu unde ești în casa de rugăciune a lui Dumnezeu. Și tu vii cu prezența, cu trupul ești în casa lui Dumnezeu. Dar gândul îți este aiurea. Și ce este aia? Irreverență. Și noi mai spunem că am venit la închinare și ne închinăm. Sau să vii în casa lui Dumnezeu, știi? Să vii în casa lui Dumnezeu și în timp ce se cântă, în timp ce se predică, în timp ce se roagă, tu să ai un duh îmbufnat. Știi ce este aia? Irreverență. Este rușine. Dumnezeu nu acceptă așa ceva. Să vii în casa lui Dumnezeu, mă dau un exemplu. Să vii în casa lui Dumnezeu, știi, cu decolteul la maxim. Păi, domnilor, este irreverență, e rușine și lucrul acela. Bine, aici nu se întâmplă așa ceva. Doamne, ferește-ne! Doamne, ferește-ne! Și dacă se întâmplă, vom lua atitudine, oriunde vom lua atitudine. Pentru că noi, înaintea lui Dumnezeu, fie că suntem aici, fie că suntem în afara casei de rugăciune, noi trebuie să trăim în închinare continuă și asta înseamnă că trebuie să fim reverențioși înaintea lui Dumnezeu. Asta înseamnă că trebuie să fim respectuoși înaintea lui Dumnezeu. Însă fii atent, vii în casa lui Dumnezeu și te-ai și îmbrăcat cu haină lungă, și rochea este lungă și ai și cravată sau n-ai cravată, depinde cât de, eu știu, în ce școală de filozofie ai. Dar în inima ta există duh de judecată. Și ce ai? Ești irreverențios. Tu hulești în momentul acela. Doamne, ferește-mi de așa ceva. Și degeaba vin îmbrăcat, știi, lung de sus până jos, dacă aici nu este închinarea autentică. Amin. Doamne, învață-ne să fim reverențioși înaintea Ta și când suntem în casa lui Dumnezeu. Și învață-ne să fim reverențioși și respectuoși cu Tine și când suntem în afara casei lui Dumnezeu și în afara casei de rugăciune. Amin. Amin. Pentru că dacă doar aici vin și fac plicucernicul, dacă aici și sunt sfânt și când ies în drag, nu este închinare absolut deloc și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Știți? Creștinul care l-a văzut pe Dumnezeu. Vă rog să rețineți adevărul acesta. Doar credinciosul care l-a văzut pe Dumnezeu cu adevărat. Doar creștinul care îl vede pe Dumnezeu cu adevărat, măcar câteva clipe, este atât de pătruns de ceea ce este Dumnezeu, de harul lui Dumnezeu, doar creștinul care l-a văzut așa cum a fost Isaia. Când l-a văzut pe Dumnezeu câteva clipe în cer și când a văzut cât de sfânt este Dumnezeu și cât de bun este Dumnezeu, n-am mai fost irreverențios niciodată. Când Isaia s-a întâlnit cu Dumnezeu pentru prima dată, viața i-a fost transformată radical gloria lui Dumnezeu. Știți care este marea nevoie noastră? Să vedem din când în când pe Dumnezeu așa cum este. Dacă nu-L vom vedea pe Dumnezeu așa cum este, vom fi mereu irreverențioși. Cu mofturile noastre, cu păcatele noastre, cu șmecheriile noastre, cu
cu psihologiile noastre, cu răutățile noastre. Când însă Isaia l-a văzut pentru o clipă pe Dumnezeu, n-a mai fost același. Și ce înțeleg eu de aici, frați și surori? Că dacă noi suntem mereu irreverențioși față de Dumnezeu, fie aici, fie când ieșim de aici. În atitudinile noastre, când sunt irreverențios față de un om, de fapt eu sunt irreverențios față de Domnul Dumnezeu nostru și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Știți care este problema? Că prea puțin dintre credincioși l-au văzut pe Dumnezeu. Și pentru că nu l-am văzut pe Dumnezeu așa cum este, suntem mereu irreverențioși. Și pentru că nu ne-am întâlnit cu Dumnezeu și nu l-am văzut așa cum este, suntem mereu dificili, suntem mereu mofturoși, suntem mereu păcătoși, suntem mereu răi. Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Însă când îl vezi pe Dumnezeu și când te întâlnești cu splendoarea lui Dumnezeu, începi să-l admiri pe Dumnezeu și începi să fii reverențios față de Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu de reverență va pătrunde în ființa ta și vei începe să trăiești în toată smerenia. Amin. Vă dau încă o temă de casă. Bine, îmi permit prea multe cu dumneavoastră în această dimineață. Însă risc, fraților. Întâlniți-vă, faceți totul să vă întâlniți cu Domnul. Amin. Și de ce? Pentru că dacă nu te întâlnești cu Domnul, s-ar putea închinarea ta să rămână închinare, dar greșită. Dacă nu te-ai întâlnit cu Domnul, s-ar putea să continui ritualul de a veni la biserică în fiecare joi și duminică și duminică de câteva ori. Dar dacă nu-L vezi pe Domnul oștirilor în toată splendoarea Lui, știi ce? S-ar putea nici să nu fii transformat. Dar când îl vezi pe Domnul, nu mai poți fi rău. Amin. Amin. Și mă întorc la tema de casă. Uitați-vă la Isaia. Până la capitolul 6 și uitați-vă la Isaia după capitolul 6. Până la capitolul 6 și era dita mai profetă. Știți cum este? Judecă, tună, trosnește, pe toți iarde, pe toți îi trimite în ea. În momentul însă când intrăm în capitolul 6, viața lui Isaia se schimbă totalmente. Devine un om smerit, devine un om blând, devine un om bun. Și zice, pentru că auziți mărturisirea lui. Am zis, vai de mine, sunt vedut că sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și auziți. Și am văzut cu ochii mei pe împăratul Domnului oștirilor. Aleluia. Amin. Amin. Și ce s-a întâmplat? De momentul când l-a văzut cu ochii lui pe Domnul Dumnezeu, viața lui Isaia s-a schimbat la 180 de grade. Nu la 360. Din viteză, unde eu zicem la 360 și o luăm tot de la capăt. S-a schimbat viața lui cu 180 de grade, slăviți să fie Domnul. Uitați-vă la Isaia după capitolul 6. Este un alt om transformat. De ce? Și-a dat seama că înaintea lui Dumnezeu trebuie să fim reverențioși, nu irreverențioși. Amin. Amin. El a început să-L admire pe Dumnezeu. Putem manifesta respect față de un om și totuși să nu-L admirăm. Când este însă vorba de Dumnezeu, noi îl și admirăm și noi îl și respectăm. Amin. Amin. Și auziți acum ingredientul numărul 3. Uimirea. Primul este admirația, al doilea este reverența sau respectul. Și respect înseamnă supunere față de cuvântul lui. Și al treilea ingredient este uimirea. Uimirea. Acum, unii dintre termenii aceștia pe care îi folosesc și cinci pe care îi folosesc s-ar putea să se confundă și să se asemene unul cu celălalt, însă totuși toți acești termeni sunt diferiți unul de celălalt. Auziți, ingredientul numărul 3 în închinare este și ăsta uimitor. Pentru că este tocmai uimirea. Uimirea. Acum, trebuie neapărat să aducem în închinarea noastră sentimentul de uimire. Asta s-a întâmplat cu Isaia. Când i s-a deschis cerul, a început să admire, a început să devină respectuos și reverențios față de Dumnezeu și numărul 3 a început să fie uimit de ceea ce vedea că este în cer. Ei, închinarea mea trebuie să conțină și elementul și sentimentul de uimire. Știți, în închinare nu putem să fim seci ca piatra seacă. În închinare trebuie să devenim uimiți. Permiteți-mi să vă spun ceva.
din când în când trebuie să devenim și sentimentali. Amin. Nu e obligatoriu. Nu este mântuitor. Însă când este vorba de Dumnezeu, fraților, trebuie să învățăm ce înseamnă uimire. Știți, din când în când, atunci când este vorba de Dumnezeu, e suficient să spui numai O, Doamne! O, Domnul meu și Dumnezeu! Mai țineți minte Toma când s-a întâlnit cu Iisus cel viu? Și a spus? Aia a fost uimire, fraților. Aia a fost uimire. A spus, Domnul meu și Dumnezeu meu. Unii ori îți trebuie un simplu O prelung înaintea lui Dumnezeu. Unii ori îți trebuie un simplu oftat de uimire înaintea lui Dumnezeu atunci când te rogi, atunci când cânți, atunci când predici. Simpla expresie de O, Doamne, Domnul meu și Dumnezeul meu s-ar putea să aibă o valoare mult mai mare decât toate cuvintele pe care noi le spunem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Știți ce trebuie să învățăm să nu pierdem sau ce trebuie să învățăm să aducem în închinarea noastră, în rugăciunea noastră, în trăirea noastră, atunci în cântarea noastră, în predicarea noastră? Trebuie să învățăm, fraților, să nu pierdem sentimentul acesta de uimire. Știți, mă uit la unii dintre dumneavoastră, mă uit la mine, mă uit la dumneavoastră, mă uit că ne uităm unii la alții, vrând în vrând. Dom'le, nu este niciun pic de sentiment de uimire. Nici un pic de sentiment în care să te exprimi cu uimire când este vorba de Dumnezeu. Din când în când văd bărbați și femei care atunci când cântă, se cântă o cântare, lăcrimează. Când se roagă, lăcrimează. Sau se bucură. Nu neapărat trebuie să plângi, dar trebuie să te bucuri. Adică, fii uimit! Lasă-te uimit că este Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților slăvit să fie în numele Lui. Așa că mai plânge pe la câte un film, mai râdem. Și bine facem că suntem ființe umane. Dar, fraților, când a fost ultima oară când ai venit înaintea lui Dumnezeu și te-ai lăsat cuprins de sentimentul de uimire față de ce este El, cine este El, ce face El? Lăsați-vă uimiți, cultivați-vă sentimentul acesta de uimire înaintea lui Dumnezeu, de dragoste înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să nu pierdem din viața noastră sentimentul acesta de, și din inima noastră sentimentul de uimire. Există marele pericol în creștinism. Există marele pericol, și vă rog să nu uitați și adevărul acesta să vi-l notați, pericolul acesta. Există marele pericol ca creștinismul nostru să se reducă la un simplu umanism evanghelic care să nu fie tulburat și emoționat niciodată de nimic. Adică venim la biserică stană de piatră și plecăm tot stană de piatră. Asta este pericolul unui umanism evanghelic care să nu fie afectat de nimic. Adică, am venit bolovan, plec bolovan. Am venit uscat, plec uscat. Fraților, asta nu-i mântuire. Asta nu-i pocăință. Păi dacă nu mă las uimit, dacă nu mă las cultivat de cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu mă emoționez niciodată, dacă întotdeauna bagiocoresc, dacă întotdeauna judec, dar eu nu mă emoționez cu semnul plus niciodată, mă tem. Că deși te închini, închinarea aceea nu este primită de Dumnezeu. Și ce a spus unul dintre clasicii secolului trecut, A.W. Tozer, este numele lui. Asta a fost un om duhovnicesc foarte profund, foarte serios. Și a spus o chestiune pe care mi-am notat-o și vreau să vă spun și dumneavoastră. Și auziți ce a spus omul acesta cu numele de A.W. Tozer în limba română. Fiți atenți ce a zis omul ăsta și mi-a dat de gândit serios. Când devenim prea cursivi în rugăciune, e mai mult ca sigur că vorbim cu noi înșine doar. Nu cu Dumnezeu. Păi, și când am citit săptămâna trecută cuvintele acestui bărbat de seama lui Dumnezeu, m-am gândit la Moise. Măi, ăla nici nu vorbea bine. Dar ce putere avea înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă la noi cât de bine ne rugăm. Perfect, cursiv, perfect. Dom'le, nici o greșeală în rugăciune. Bine, acum să nu începem să stălcim rugăciunile, știi, de azi înainte, ca să nu mai fie cursive. Că nu la aia mă refer. Și să jucăm teatru. Să dăm într-altele.
Însă omul acesta a spus o chestiune, când devenim prea cursivi în rugăciune, e mai mult ca sigur că vorbim cu noi înșine, nu cu Dumnezeu. Trebuie să ne dea de gândit cuvintele pline de profunzime și de încărcătură spirituală acestui om al lui Dumnezeu. Știți, unele dintre cele mai încântătoare momente pe care le vom cunoaște vreodată, fraților, în biserică și în afara ei, ca și creștini, ca și copii ai lui Dumnezeu, vor fi momentele acelea petrecute într-o admirație plină de reverență față de Dumnezeul nostru. Dacă nu învățăm să ne lăsăm uimiți de Dumnezeu, de azi înainte vă recomand și vă dau o temă sfântă și la asta insist să o aplicați. De azi înainte când citești Biblia, din momentul acesta, este 12:05, din momentul acesta, când în următoarele zile și ore vei citi Scriptura, lasă-te uimit de Dumnezeu. Domnule, lasă-te uimit de Dumnezeu. Sensibilizează-te. Când a fost ultima oară când ai stat tu în cămăruța ta? Pentru că acolo este cel mai important. Dar nu numai acolo. Și te-ai lăsat uimit. Te-ai lăsat încântat. Ai râs, ai plâns. Te-ai bucurat, ai bătut. Tu singur, tu cu Dumnezeu. Și cine te vede pe geam, zice, ăsta e nebun. Dar nu ești nebun atunci, ești mai înțelept ca oricând. Amin. Și stau la semafor, e singur în mașină și vorbești cu Dumnezeu sau plângi și te rogi. Și aia de lângă tine spune, nu, nimeni. Fraților, lăsați-vă uimiți de Iisus Hristos. Aia este închinarea. Pentru că suntem mereu ca piatra, stană de piatră. Adică noi nu avem curaj să ne lăsăm uimiți. Noi nu ne emoționăm. S-ar putea să ai o problemă tragică. Eu am de, an de zile, vă spun asta, dar poate că nu o registrează. An de zile am crezut că a fi bărbat înseamnă să nu plângi. Așa am crezut eu, că bărbăție înseamnă să nu plângi. Și când Dumnezeu, cu mulți ani de zile în urmă, mi-a dat darul lacrimi, mi-am dat seama că tot bărbat am. Un pic mare bărbat. Tocmai pentru că am început din când în când să plâng. Pe mine nu o să mă vedeți des plângând aici. Însă, fraților, contează atât de mult și ceea ce se întâmplă când ești tu cu Dumnezeu. Contează atât de mult și poate că contează cel mai mult ce se întâmplă în tine. Amin. Lasă-te uimit de Domnul. Lasă-te uimit de Domnul. Respectă-L pe Domnul. Fii reverențios. Fii admirativ înaintea lui Dumnezeu. Și auziți ingredientul numărul 4. Asta este ingredientul numărul 4. Celul ce i-a sunat telefonul, amenda este 100 de euro. Vorbesc serios. Când sună telefonul în casa lui Dumnezeu, amenda este 100 de euro. Dacă nu știți să vă opriți, lăsați în curte. Sau puneți în birou. Însă, în casa lui Dumnezeu, noi trebuie să venim, fraților, cu ingredientul numărul 4, când suntem la, când suntem în închinare. Și apropo, vreau să vă spun așa, oare numai când suntem în casa lui Dumnezeu suntem în închinare? Sau suntem în închinare și când suntem în afara casei de rugăciune? Amin. Noi suntem în închinare continuă, și în afară, și înăuntru. Amin. Amin. Și peste câteva clipe, când se termină închinarea aici, închinarea nu s-a terminat. Ea continuă. În câteva clipe când se termină slujba aici, închinarea nu s-a terminat. Pentru că noi rămânem în închinare înaintea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Și auziți, ingredientul numărul 4 este fascinația. Și mă tot mir de Isaia. Și când ajung prin Apocalipsa, când ajung prin Daniel, prin cărțile astea profetice în care oamenii îl văd pe Dumnezeu și se întâlnesc pe Dumnezeu, veți vedea că oamenii devin fascinați de Dumnezeu. Oamenii devin fascinați de Dumnezeu și ăsta este un alt element pe care îl găsesc în închinarea autentică. E vorba de fascinație. Și ce înseamnă fascinație? Înseamnă să fii plin de o exaltare morală și spirituală înaintea lui Dumnezeu și din cauza ceea ce Dumnezeu este, spune și face în dreptul nostru și față de biserica lui, slăvit să fie Domnul. Ați auzit expresia? Sunt fascinat de ceea ce. Adică sunt atât de impresionat. Mi-a atras atenția atât de mult. Sunt fascinat. Eu cu Dalia, când mai călătorim împreună, zic, ce muzică mai ascult tu? Opera. De cât timp ascult tu mai opera? O, ce de câțiva ani. Sau nu, de câteva luni. Opera. Și ce am zis, ea nu mi-a spus, dar e fascinat de opera. E fascinat.
la radio, știi, din când în când. Măi, dar nu se poate numai. Dar e, asta înseamnă fascinație, știi? Să vrei numai lucrul acela, numai acolo să te uiți, numai ala să-l asculți. Și așa cum sunt eu câteodată fascinat de câte o melodie pe care o ascult. Știi, și atunci pot replay, știi, de 10 ori, de 20 de ori, știi, sunt fascinat, atât de mult îmi plac. A fi fascinat înseamnă să-ți placă ceva la maxim. Amin. Fraților, mai suntem noi fascinați de Dumnezeu. Pentru că Isaia, așa era. Asta este închinarea adevărată, să fii uimit, să-l adori, să-l respecti și să fii fascinat de Dumnezeu. Și atunci, fii sigur, poți dormi liniștit. Când ești fascinat de Iisus Hristos, când ești fascinat de Cuvântul lui Dumnezeu, când ești uimit de Dumnezeu și de ceea ce face El, ești pe calea cea bună. Și ultimul ingredient pe care vreau să vi-l spun și să încheiem este adorare. Acum, ăsta este ultimul ingredient și element al închinării autentice. Este adorarea. Muzica inimii mântuite și iertate și transformate de Iisus Hristos, muzica acelei inimi, este adorare. Vă mai spun încă ceva. Muzica cerului este iarăși adorare. Pentru că dacă te duci în cer și te uiți prin Biblie, deocamdată te uiți în cer prin Biblie, vei vedea că toți aia care sunt înaintea noastră, sfinții care s-au dus înaintea noastră, aia care s-au dus din ecazul cel mare, heruvim, serafim, îngeri, duhuri slujitoare create de Dumnezeu, aia sunt toți în adorare înaintea lui Dumnezeu. Când vom ajunge în cer, vom descoperi că toți cei ce cântă la chitări, la harfe, la orgă, la saxofon, la toate instrumentele alea uimitoare care vor fi în cer, știți, nu fac altceva decât să-L adore pe Dumnezeu. Toată mulțimea aceea care se proșternă înaintea lui Dumnezeu și laudă pentru că a ieșit din ecranul cel mare și cântă și este corul acela uimitor, chiar dacă acum ești fals și ești afon, în cer vom cânta și ne vom închina, toți ăia știi și fac, îl adoră pe Dumnezeu nostru, slăvit să fie numele. Când vom ajunge în cer, fraților, îl vom adora. Dar să vă dau o veste bună. Dacă nu-l adorăm de acum pe Dumnezeu, iată. S-ar putea să nici nu-ți placă în cer. Pentru că dacă de acum nu-l adori pe Dumnezeu, cum să te simți bine când vei ajunge într-un cer în care Dumnezeu este adorat? Nu te simți bine. Dacă de acum îl ador pe Dumnezeu, înseamnă că mă pregătesc pentru adorarea din ceruri. Amin. Dacă de acum nu-l ador pe Dumnezeu, s-ar putea să nici nu mă pregătesc de ceruri. Doamne, îndură-te de noi. Omul călăuzit de Duhul Sfânt este un om care îl adoră pe Iisus Hristos. Omul călăuzit de Duhul Sfânt este un om care este uimit, este fascinat, este referențios înaintea lui Dumnezeu și chiar și înaintea oamenilor. Omul este menit, fraților, de Dumnezeu. Este menit să admire, să-L admire pe Dumnezeu, să se teamă de Dumnezeu, să-L adore pe Dumnezeu. Când omul, când credinciosul își pierde capacitatea de a-L adora pe Dumnezeu, este semn rău, precum cucuveaua pe vârful casei lui. Când nu-L ador pe Dumnezeu, când nu învăț să-L ador pe Dumnezeu, când îmi pierd sentimentul de adorare, frați și surori, când îmi pierd calitatea aceasta, ceva este grav în ființa mea. Orice adorator de Dumnezeu, orice om care îl adoră pe Dumnezeu, este un om schimbat. Adorarea, fraților, este suma a toate celelalte ingrediente aduse la incandescență prin focul Duhului Sfânt, spunea tot acest A.W. Tozer. Adorarea este suma tuturor celorlalte ingrediente pe care eu le-am spus aici, aduse la incandescență prin focul Duhului Sfânt. Amin. Știi ce înseamnă adorare? Înseamnă a iubi pe Dumnezeu cu toată puterea ființei tale. Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău. Și ce înseamnă adorare? Înseamnă a iubi cu toate puterile din noi, înseamnă a iubi cu frică, cu uimire, cu reverență, cu tânjire, cu dragoste. Mă rog ca de astăzi, închinarea noastră, manifestarea noastră în închinare, când venim în casa lui Dumnezeu, să se schimbe mai mult. Să avem curajul să ne lăsăm uimiți. Vă invit să ne ridicăm. Să avem curajul atunci când ne rugăm să fim fascinați. Să avem curajul atunci când cântăm să fie închinare.
să nu fie doar cântare. Să avem curajul, fraților, să devenim adoratori ai Dumnezeu. Asta este închinarea adevărată. Ai curajul să nu mai fii sec. Ai curajul să fii fierbinte cu Dumnezeu. Ai curajul să fii, să fii adorator. Pentru că noi doar pe Dumnezeu îl adorăm. Când oamenii sunt fascinați de oameni, o dau în bară. Când oamenii adoră alți oameni sau animale, o încurcă. Și se aude din când în când, o, ador mașina mea, ador pisica mea, ador copilul meu. Eu cam înțeleg ce vreți să spuneți. Dar adorarea, fraților, se cuvine doar lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne să fim adoratori. Doamne, ajută-ne să fim reverențioși. Și ființa noastră să fie cuprinsă de o tânjire sfântă, de o dorință sfântă după Dumnezeu. Și rugăciunea mea, fraților, o altă rugăciune în finală, știți care este? Să ne fie așa de dor și să fim așa fascinați după Dumnezeu, încât să ne doară. Să fim atât de fascinați după Dumnezeu, încât atunci când îl cântăm pe Dumnezeu, să se transforme cântarea aceea în cea mai sublimă adorare. Admirație. Asta înseamnă închinare, fraților. Înseamnă admirație, înseamnă reverență, înseamnă uimire, înseamnă fascinație și înseamnă adorare. Toate. Pentru că El, Iisus Hristos, a murit pe lemnul Golgotei pentru noi. Pentru că suntem creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și când Iisus Hristos a murit în noi și ne-a dat Duhul Sfânt în momentul nașterii din nou, știți de ce ne-a dat Duhul Sfânt și a murit pentru noi? Ca din nou să căpătăm chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Amin. Dar știți când suntem după chipul și asemănarea lui Dumnezeu? Doar atunci când suntem uimiți de El, când suntem fascinați, când suntem reverențioși înaintea Lui. Doar atunci când îl adorăm, viața ne se schimbă. Doar când îl adorăm, de fapt, demonstrăm că l-am văzut cu adevărat pe Dumnezeu. Ai curaj în viitor, pe stradă, la servici, când te rogi, când cânți, când te îmbraci, lasă-te fascinat de El. Fii adorator al lui Dumnezeu. Se va vedea diferența din viața ta.